căscat ușa de la intrare, s-a schimbat fiala. Uitați, am aici contractul, semnat până în 2016, am act adițional, prin care s-a făcut prelungirea contractului, am proiectul de hotărâre, prin care noi am aprobat asemenea prelungire. Și totuși nu putem intra să ne desfășurăm activitatea. Să încercăm, totuși, să ajungem la o înțelegere, pentru că nu mi se pare corect. Se pare din măsură luată așa, vă zic, și... Ne facem ok. Să sperăm că nu mergem mai departe. Dar trebuie să spunem că anunțați cineva să facă o notificare. Băi, vreți să strică butucul, vine și iau ok. Normal. La un bloc. Că se strică aparatul data, nu mai dai ok. Dar noi vrem să știm ce am mai regimul, să de câteva zile. Regimul în care noi locuim acolo este regimul locuințelor. Poți să am și eu o întrebare, domnul primar. Este adevărat că au fost obligați directorii de școli să strângă semnături pentru o campanie electorală în favoarea dumneavoastră? Am spus eu. Am spus eu, nu e adevărat. Vreau să revin cu o problemă care am mai deschis o dată, problema crimelor culinari. E un ban, vedeți ce am pățit eu. O soție urmărea pe Facebook mesaj de soțul și o primit mai multe like-uri cu tigaia. După ce am propus like-ul cu tigaia, după ce am pus în discuție problema câinilor voinari, da, vă rog să mă lăsați și să vorbesc, după aceea eu tac problema asta. Eu am spus clar atunci, între viața unui copil și a unui om, faptul că poate fi rănit câinii ăștia care umblă pe străzi, clar că prefer viața copilului sau viața omului respectiv. Am spus că să luăm niște măsuri și am interpelat atunci legat de problema aceasta. Vreau să specific că de câteva ori pe stradă la mine erau niște copilași, am intrat speriați, au deschis poarta și nu puteau să plece, să treacă că erau câinii pe acolo. O lua ceva din acolo? Nu, nu am nimic ce să iei. Da, eu sunt pârlit, n-are să iei, nicio problemă asta. Problema este, clar, specific încă o dată, trebuie luate, domnul primar, ferească Dumnezeu, dacă se întâmplă o nenorocire. Am spus și atunci, responsabili suntem toți. Trebuie neapărat luate măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, să fie clar. Nu știu cine a pus pe Facebook, fata din Germania a sunat, tata, tu omori câini pe acolo, faci. Am în curte, știe colegul, am în curte, am avut un câine cumpărat de la el, am un câine lupăr între țări, în pato, îmi plac animalele, dar nu-mi plac care de pe stradă și repet, și azi avea să mă muște că am mers cu bicicleta, niște potăi care merg eu pe vale. Ce fac? S-a schimbat mijlocul de transport. Nu era nu. Numai pe bicicliști. Murea câinii. Haideți să vedem lucrurile, domnul primar, nu-i de lucru. Sincer, știu că aveți niște bani, adunați-i până nu se întâmplă. Nu putem să-i adunăm noi. Legislația prevede că doar o firmă autorizată trebuie să facă lucrul ăsta. Am scos la licitații, nu s-a prezentat nimeni. Anul trecut știți foarte bine, în Consiliul Local, am stabilit și caietul de sarcini și banii și condițiile. Am scos la licitații conform prevederilor legale. Nu, de două ori nu a venit nicio firmă. Toate firmele de genul ăsta spun că legislația este foarte restrictivă și nu doresc să facă acțiuni. Asta e situația. O să scoatem, nu, nu avem altă variantă legală. Trebuie să scoți din nou la licitație și sperăm cu o firmă pe care să o plătim cu condițiile legii să vină să facă lucrul ăsta. Noi nu avem voie. Deci primăria nu are voie să aibă un serviciu. Așa e legea. Da. Mai sunt alte intervenții?